Ana Dobre a continuat să țină pe harta culturală a României Teleormanul. În același fel, vă rog frumos să aplaudați acest lucru pentru că merită, chiar merită. Da. Cartea aceasta pe care am citit-o pentru mine a fost o surpriză uriașă. De ce a fost o surpriză uriașă? Pentru că înainte de Ana Dobre, foarte puțini critici literari au trimis astfel de lucrări la un concurs. De ce n-au făcut-o, nu știu, dar sunt extrem de bucuroasă că această carte a ieșit, că Ana Dobre primește marele premiu și această carte a ieșit unde? La editura Rafet. Este domnul Constantin Marafec, vinovat pe deplin pentru asta și îl felicit din tot sufletul. M-am întins cam mult, te rog. Nu sunt niciodată prea mult, au auzit vorbe frumoase spunându-se despre tine, despre mine. Mulțumesc, domnule Marafec, mulțumesc jurului pentru această surpriză. Îmi doream și eu să particip la acest concurs pentru a-mi vedea premiul, o carte tipărită. Am trimis manuscrisul după ce am lucrat îndelung asupra lui, pentru că nu reușeam să găsesc un titlu care să reunească eseurile scrise de-a lungul mai multor ani. Și într-o dimineață, eu și soțul meu avem momentul nostru de început de zi, cu o cafeluță, o cafea cu tine, un ceai cu tine și discutam pe acest fond despre confesiunile Sfântului Augustin. Eu îi spuneam o idee de la Sfântului Augustin. Spune Sfântul Augustin că nu există decât o singură dimensiune a timpului, acesta este prezentul, pentru că noi tot ce trăim, fie că ne legăm de trecut, fie că ne proiectăm în viitor, aducem de fapt acele gânduri, acele trăiri în timpul prezent. Și el le definește așa. Clipa aceasta pe care o trăim acum cu toții, cu multă emoție, este prezentul prezentului. Ceea ce evoc din urmă și aduc în această clipă, în această dimensiune, este un prezent al trecutului. Ceea ce proiectez ca vis, ca aspirație în viitor, este un prezent al viitorului. Pe scurt și didactic, asta ar fi esența, bineînțeles, Sfânt Augustin o spune mult mai nuanțat. Știți că el este filozoful care a inspirat cel mai mult literatura existențialistă. Și atunci, și pe acest fund, îi spuneam soțului meu că încă nu m-am hotărât ce titlu să dau volumului la care lucram. Am recitit eseurile, le-am nuanțat și el atunci a spus, păi de ce nu-i spui așa? Eminescu, eternul prezent. Prin urmare, la întrebarea prietenei mele Evelin, dacă soțul meu este de acord, eu nu am cuvinte întotdeauna să mulțumesc lui Dumnezeu pentru Tihna, pentru pacea căminului meu și pentru omul de lângă mine, pentru că fără această Tihnă în casă, fără un om înțelegător lângă tine, sigur că nu aș fi putut să sporesc talentul pe care și eu, ca și dumneavoastră, l-ați primit. De ce dedic atât de mult timp literaturii? Pentru noi toți care credem în cuvânt, literatura devine un mod de viață. Pentru că în felul acesta reușesc să dăruiesc oamenilor ceea ce cred că am profund și esențial în mine. Și pentru că domnul, o să mă fac o referire la ce a spus domnul Marafet la început, la acea angoasă, acea temere a dumnealui, că lumea nu mai citește. Într-adevăr, este o temere îndreptățită a timpului nostru. Statisticile spun acest lucru. Și mi-a plăcut vorba cuiva.
pe care o să o aduc aici în discuție. Fără artă, desigur că se poate trăi. Dar o viață trăită fără artă nu merită să fie trăită. Arta, spunea gânditorul respectiv, arta este ceva fără care poți să trăiești, de care poți să trăiești, dar fără de care nu merită să trăiești. Prin urmare, includ aici și literatura. Literatura este pentru mine ceva, acel ceva inefabil, inestimabil, un complex întreg de trăiri, de sentimente, de gânduri, fără de care viața mea nu ar avea niciun sens și fără de care eu consider că nu merită să trăiesc. De mine spun mă leagă debutul meu în literatură, în studenție. Am publicat în 1982 în Caietele Eminescu, era un colocviu studențesc național, și am publicat în 4 numere consecutiv. Este dedicată lui Mihai Eminescu. L-am considerat pe Eminescu întotdeauna examenul fundamental pentru un filolog. Mi-am promis atunci că trebuie să studiez Eminescu și mi-am spus că dacă voi reuși să înțeleg profunzimea operei lui Eminescu, nu voi mai avea niciun complex în fața niciunui scriitor. Eminescu este unul dintre cei mai profunzi gânditori. Cei care îl contestă, începând în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, nu l-au citit sau au fost complexați de profunzimea gândirii lui. Răbuitori. Și atunci au încercat să se elibereze de acest complex denigrându-l. Eu mărturisesc întotdeauna, îl iubesc pe Mihai Eminescu, așa cum ajunsă în Telorman, cunoscând Telormanul din literatură, prin viziunea lui Marin Preda, am ajuns să iubesc Telormanul, am ajuns să iubesc pe Marin Preda, sau să iubesc Telormanul văzându-l prin ochii iubirii lui Marin Preda. Știți că Marin Preda a avut o relație foarte tensionată cu cei din satul lui, cu cei din județ. Ce a răspuns Marin Preda când i s-a spus acest... i s-a dus la cunoștință acest lucru? Și cum puteți să iubiți atât, a spus acel domn, când ei vă urăsc și vă denigrează în orice împrejurare? Și Marin Preda a dat un răspuns cu care o să închei, că tot s-a vorbit aici despre iubire. Marin Preda, spirit superior, a spus: i-am iubit mai mult decât m-au urât ei. Să iubim literatura, pentru că prin literatura devenim și noi mai buni, mai frumoși, mai capabili să înțelegem diversitatea lumii. Iar poeții sunt cei care reînviază sufletele lucrurilor. Așa cum ați văzut, au făcut-o și Evelin Maria Păitoru și domnul Marafet în poeziile lor. Mulțumesc! Bucur să te permit, de permitate.